în spate. Scena 1, dubla 2. Vedem cum o zgâria, mă zgâria. Dar rotați-o să, să vedem așa cum arată înainte. Deja a început. Ce? Ce? Pisi, pisi, pisi. Ha, hai, te sperie. Ține-o. Așa am văzut că, dar nu băga cu capul, că ai terminat. Nu. Ha, lasă-te. Îți ții pe sub, așa, pe sub fund, așa. Nu, să-i bagi deja de pe sub, între... Ține-o tu, iepă. Ia-o tu în brațe atât, ce văd. I-am văzut cum le țin ăștia, uite așa, că nu mai are nicio șansă așa. Păi de ce o rup de o mână? Păi nu, nu rup, o țin un frumos, dar o țin pe sub, de sub picioare. Ține-o cu ce vrei, cum vrei. Poți să apare așa, nu? Da. Să nu bagi mâna că pisica zgârie. Să agață de tine ca de... Iar e mult mai ascuțită decât a câinelui și de asta zgârie. Era cana aia. Ai luat-o? Hai mă că e apă caldă, nu mai te prostii. Ia, cum vede că nu mai are nicio șansă, s-a făcut coarda acum. Hai că vin și celelalte să le speriat. Scutul ăsta negru, și ăsta e blând, să știi. Îl putem spăla și pe ăla. Când le asistă cu... Ieși asta plină. Păi ies. Păi... Hai, dai sabă, moar. Hai, Tomi, vino și tu să te băgăm și pe tine. Uite, lucățelul îi place. A, uite că a venit și ăla mare. Îl spălăm și pe Tomi. A, Tomi cum a văzut, dar și plecat. Stai acolo, nu, nu. Hai că a înviat ăla. Popi, stai acolo. Lasă-l în pace, că știi el să sară. Lasă-l, tati, lasă-l. Ia-l în brațe, dacă vezi. Spălarea de pisici. Numai pe Tomi nu l-a băgat nimeni. Păi îl băgăm și pe Tomi. Ia uite cum stă. Ia uite, tati, cum arată o pisică. O pisică. Dar nu mai râde, mă, Cezar, că te bagă ea la... Nu e bine, păi... Ce ai, bă, spel pisica, ce e, păi o spel, dar nu... Ce, o stresai, o chinuiai? Uite, au venit tot șapte noi. Au venit tot. Vezi că aia e periculoasă. Aia e... Uite ce e aici. Ia băgați-o lăbuță. Nu vrea, băi, aia numai că n-am văzut. Baga asta o gheară, știi cum face un chirurg? Ăsta e chirurg. Cățelul nu participă. Vrei să iau eu pe aia? Ce, asta mare? Poate nu te-ai văzut și puit. Dă-n sânge. Pe asta poți să o țin și eu? Nu, tati, e periculos. Zgârie. După ce? Păi care după ce? Tu nu vezi că... Că după ce e mai ce? După ce e mai periculoasă, că... Acum eu o țin cu... Hai, s-a învățat el. Vai de capul ăsta. Pe asta ce-i face? Da. Mă băgăși pe asta în prosop? Păi da, sigur că da. Da. Unde e prosopul? Acolo, hai, dă-i freacul bine, hai. Oh, ai văzut cum dă cu gheara, ia uite. Uite cum le are pregătite. Uite cum le are pregătite, tu nu sta pe aici. Că... Nu sta, Dimi, eu ce ți-am zis. Vai ce gheare are. Și asta văd că ești... Tomi, marși acolo. Marși. Marși, nu, nu. S-a ales praful de filmare. Păi... Ia uite, și-a început ăla activitate. Ia uite, o mâță plouată, vezi cum arată. Acum filmează ce arată o mâță plouată. Cum arată o mâță plouată. Ia, hai, bag un iepuraș. Ce e tu? Asta? Ușor așa. Nu așa, ia-l-ai pe piept așa frumos, Dimi. Hai, așa, așa, hai. Băgați-o acolo cu totul. Păi nu așa, mă, Cezar, și cu capul, bagă-i și capul, mă. Da, mă, bag capul, dar îmi scapă iepure și mă lasă că-i fac uite așa, ca să nu mai miște. Hai. Hai, hai, și freacul bine ai văzut, Dimi, dă-te la o parte. Freacul bine ai văzut cum l-am frecat eu pe cățel, așa, nu... Da, hai. Nu poți să ajungi o șeimpă. Uite așa.
Hai, așează-o acolo, e prea. Dar aveam un trosop mai alb, abia se vede că pățâna, adică n-are contrast între culoare. Da. Ia să vedea pisică ploaie. Poți să o adun pe căpșa? Mâță ploată! Ce drăguță e! Mai ales că acum încă e spălată. Nu, nu, nu mai vă apă nimic, nu vreau. Dorina, mai apropii-te și tu, mai mișcă-ți poziția, dă-te mai în stânga. Păi eu l-am, că i-am făcut zoom. Păi ea, dacă o mișcă, se deranjează, mai bine tu te miști, ești mai conștiență decât puța. Păi eu i-am tot făcut zoom. Cred că vrea să doarmă, că s-a așezat într-o poziție la umbră. Și tu muște? Tu mi-ar vrea să mănânce... E bine să vă muște de calul? Tu mi-ar vrea să mănânce o bucă de pui. Iepure nu mai copii.